Bună ziua, sunt Ion Armeanu și bine ați venit la Cafeneaua Digitală. Astăzi o să vorbesc despre legile rețelelor, din ciclul Efectul de rețea. Ei bine, dacă analizăm în profunzime, istoria nu este doar povestea unor oameni mari care dirigează cursul lumii, așa cum am putea crede citind manualele și alte cărți de istorie. E vorba de fapt despre istoria rețelelor. Sigur, oamenii mari au putut trage foloase chiar supradimensionate uneori pe anumite evenimente. Dar bărbații și femeile, chiar și regii, împărații, conducătorii de oști, indiferent cât de influențe au fost, sunt pur și simplu noduri în cadrul conexiunilor complexe ale societății. Istoria este povestea a ceea ce se întâmplă atunci când aceste rețele tranzacționează, luptă, fracturează, concurează, consumă resurse sau se sprijină reciproc. Abordarea interdisciplinară ne permite să dezvoltăm noi perspective și metode de analiză a rețelelor, inclusiv a rețelelor din network marketing și, prin această analiză, putem recunoaște cel puțin 6 legi istorice ale rețelelor. Luând în considerare aceste legi, putem face mai mult decât să înțelegem rețelele. Putem descoperi cum să le o folosim mai strategic, mai bine, în așa fel încât să fie cât mai eficient. Iată cele 6 legi ale rețelelor la care este bine să medităm, să ne gândim cum să le folosim pentru a ne îmbunătăți conexiunile, a crește efectul de rețea și a crește valoarea rețelei. Prima lege. Cine se aseamănă, se adună. Persoanele tind să se asocieze și să se lege cu alte persoane similare. Un concept numit homofilie. Fără îndoială că toți am fost martori la fenomene de homofilie. De la jocurile din copilărie, la asocierile din școală, de la serviciu, la o petrecere și așa mai departe. La prima vedere, poate părea că această lege îngustează potențialul nostru de rețea. Dar de fapt o extinde, făcând rețelele noastre mai inclusive și cultivând relații reciproc avantajoase, extindem echipa, extindem rețeaua. Mai multe persoane înseamnă mai multe noduri și la rândul lor mai multe experiențe pe care să te bazezi pentru creștere, pentru schimbare, pentru reziliență sau pentru inovarea necesară. A doua lege. Trăim într-o lume mică. Există doar 6 grade de separare între oricare două persoane selectate aleatoriu și chiar mai puține atunci când este introdusă social media și internetul. Într-o postare viitoare vom studia aceste fenomene de distanță în rețele în amănunțime. Stanley Milgram a efectuat un experiment celebru prin trimitere de scrisori care arată că sunt aproximativ 6 grade de separare între orice persoană din Statele Unite la oricare alta. Numărul real de grade a fost examinat, dar conceptul demonstrează că rețelele sunt mai conectate și mai bine structurate decât am crede inițial. Unele studii sugerează că social media a redus gradele de separare în mod simțitor. Putem folosi această lege pentru a face rețelele mai puțin intimidante. Rețeaua de confort este acea rețea cu care interacționăm frecvent. Este mai diversă însă decât credeți și are un potențial de conectare mult mai mare decât ați spera vreodată. Important este însă să învățați să folosiți acest potențial. Este posibil să aveți deja conexiunile necesare pentru a face contacte, conexiuni noi, critice, fezabile. Deci mergeți în afara rețelei de confort, cu sau fără ajutorul ei. 8 miliarde este limita. A treia lege. Efectul de rețea depinde de nodurile superconectate. Când vine vorba de răspândirea informației, cunoașterii și a ideilor, structura rețelei este la fel de importantă ca și conținutul. Superconectorii sunt influencerii, factorii de decizie din rețea și da, de acei oameni influenți la care puteți ajunge în doar 6 pași. De fapt, statutul lor de superconectori, dacă vreți, este un rol de supereroi în rețelele voastre, este unul din motivele pentru care numele lor s-a atașat atât de ferm narațiunilor legate de rețele. Dar să nu ne facem o impresie greșită. Această lege nu spune că ori ești, ori nu ești superconector.
asta te-ar face să crezi că rețeaua e aranjată fie pentru, fie împotriva ta. În schimb, dacă înveți să recunoști superconectorii, fie din rețea, fie din rețelele pe care dorești să le conectezi, poți folosi conexiunile lor în avantajul tău. Dacă ideea, produsul, informația sau numele este cunoscut de superconector, acestea se răspândesc prin nodul lor care este bine conectat. Alternativ, dacă trebuie să accesați o rețea îndepărtată pentru idei noi și inovatoare, un superconector ar putea fi chiar persoana care să facă introducerile. Există pericolul ca un superconector să-ți preia rolul de lider în clusterul tău. Nu este însă nicio problemă. Dă-te la o parte și formează un nou cluster. A patra lege. Rețelele nu dorm niciodată. Rețelele nu sunt statice. Sunt sisteme complexe ale căror comportamente sunt greu de prezis în timp. Superconectorii consacrați pot deveni un paria. Pot apărea alții noi. Pot apărea clustere noi. Rețelele se pot conecta prin noduri specifice sau se pot combina pentru a face nou. La fel se pot deconecta prin anumite noduri. Toate acestea spun că trebuie să stai tot timpul vigilent și să observi ce se întâmplă. Organizația ta poate fi confortabilă sub paradigma actuală, dar nu sta pe loc. Fii foarte atent la orice lucru care se întâmplă și care ține de rețea. Pe măsură ce apar noi paradigme, poate fi necesar să accesezi rețele noi. Dacă ești nemulțumit de locul tău în rețea, poți urmări îmbunătățiri, fie conectându-te la alți superconectori, fie ajungând la alte rețele, fie mărind dimensiunea rețelei, fie mărind densitatea rețelei tale. A cincea lege, rețeaua de rețele. Rețelele au interacțiuni. Se pot întâlni, fuziona și chiar lupta. Consecințele unor astfel de interacțiuni pot fi benefice pentru toată rețeaua, pentru anumite noduri sau pentru niciun nod. Rețelele externe cu care poți interacționa prin intermediul partenerilor tăi, adică prin intermediul nodurilor rețelei, prin intermediul internetului sau social media, sau datorită efectului de rețea, pot deveni izvoare importante de creștere atât numerică, dar mai ales de creșterea valorii rețelei tale, dacă filtrezi însă cu atenție aceste achiziții. Merită repetat un aspect, și anume că deoarece rețeaua este de rețele, tu și organizația ta aveți mai multe conexiuni decât credeți. Și a șasea lege ne spune că rețelele sunt neegalitariste. Rețelele sunt profund democratice, dar nu sunt egalitariste. Unele noduri, datorită activității și eforturilor din nodul respectiv, sunt mult mai bine conectate decât majoritatea, creând influencerii. Superconectorii sunt doar un exemplu ai lipsei de egalitate, dar și rețelele sunt neegalitariste. Acest lucru însă nu trebuie privit negativ. Rețelele beneficiază din a avea ierarhii. De exemplu, rețelele care trebuie să ia decizii critice rapid, care au nevoie de susținerea motivației sau de schimbări structurale importante, au nevoie de structuri ierarhice, însă de structuri ierarhice naturale, organice, pentru a asigura conformitatea și urmărirea până la capăt a scopurilor propuse. În schimb, în timp ce rețelele nu sunt niciodată egale, unele pot beneficia de pe urma faptului că sunt mai egalitariste. În cazul rețelelor din network marketing, lucrul acesta se întâmplă. Ele mențin o ierarhie, dar orice partener poate pune la îndoială ideile oricăruia altuia și poate avea posibilitatea de a urmări proiecte complet diferite. În network marketing, ierarhiile sunt naturale și organice și în același timp, oricine își poate forma clusterul propriu după ideile și principiile personale. Având în vedere aceste lucruri, luați în considerare ce se potrivește cel mai bine și lucrați în mod activ pentru consolidarea acestei structuri de putere. În lucrul în rețea, fiecare strat de abstractizare se bazează pe fundația creată de straturile anterioare. Cu toții le datorăm acestor legi
recunoștința faptului că ne construim o rețea în mod corect, bine și organic. Aplicarea științei rețelelor în network marketing este una dintre cele mai fructuoase linii de cercetare și una din cele mai interesante experiențe dezvoltate la nivel de network marketing în ultima vreme. Sigur că aceste studii duc la reevaluarea metodologiilor, a criteriilor de evaluare, a tehnicilor de creștere și a interacțiunilor, cât și a altor elemente care trebuie luate în considerare în acest proces de proiectare și dezvoltare a unei rețele de network marketing digitalizat și bazat pe știință. Aceste evaluări pot fi făcute tot cu ajutorul studiului densităților, gradelor, centralității, distanțelor și a efectelor de rețea și ținând întotdeauna cont de legile rețelelor. Ținând cont de acestea, căutăm oameni care își urmează visurile și poartă în ei dorința de a se ridica deasupra obișnuitului. Căutăm persoane dornice să-și construiască în mod științific rețele puternice, profitabile și sănătoase. Dacă ești o astfel de persoană, dă-ne de știre. S-ar putea să avem ecosistemul potrivit pentru misiunea, viziunea, întrebările și visurile tale. Dacă aveți vreo sugestie sau doar vreți să vorbim, aștept comentarii sau mesaje. M-aș bucura foarte mult să știu că ați urmărit postarea, ați înțeles mesajul sau și mai bine că am putut fi de folos. Fiecare comentariu mă bucură foarte mult, indiferent de natura lui. Mult succes și să auzim numai de bine! Dacă v-a plăcut, nu uitați să distribuiți!